fost atât de supărat pe atei încât, pentru a-i combate, a scos cu totul din ecuația existenței materia. Dintr-un foc a demolat și scepticismul, spunând că nu putem afirma nimic cu privire la realitate, ea fiindu-ne dată de impresiile noastre senzoriale. Idealist obiectiv. Neamțul ne-a învățat cum să legăm sursele și consumatorii într-un circuit electric, dar a avut și curiozitatea de a analiza compoziția chimică a soarelui. Așa au fost descoperite elementele cesiu și rubidiu. Orientarea sa spre dreapta extremă i-a adus admirația lui Mussolini, care l-a numit președinte al Academiei Italiene în 1938. Prolificul scriitor nu a mai apucat să-și ocupe onorantul fotoliu. Prima poreclă a primit-o în școala militară de la profesorul de matematică. Acesta l-a numit Kemal, însemnând perfecțiune. După primul război mondial, când și-a asumat rolul de reformator al țării, odată cu destrămarea Imperiului Otoman, a primit și renumele Atatürk, adică părintele Turciei. În anii 70, multe cluburi și cercuri de tineret purtau numele Cireșarii. Fiecare cunoaștere a valorii literare a ciclului scriitorului Bârlădean, fie ca obediență față de militantul politic al vremii, același autor care a deținut și funcția de secretar de partid al Uniunii Scriitorilor. Tatăl Chinei moderne a pus umărul la detronarea dinastiei Qing, transformând țara în republică și devenind primul ei președinte. Pentru puțin timp, însă, din cauza atmosferei revoluționare prelungite. Despre părinții săi adoptivi, avea să spună că nu au fost foarte buni în rolul de părinți, iar el nu a fost prea bun în rolul de fiu al lor. Cu toate acestea, faptul că tatăl său deținea mai multe teatre de vodevil, iar copilul a crescut în acest mediu, poate explica pasiunea pentru dramaturgie care l-a consacrat. Fiică a numai puțin celebrei Judy Garland a apărut în primul film la vârsta de 3 ani alături de mama sa. Pentru Cabaret a primit recunoașterea comunității cinematografice în 1972, când a obținut Oscarul. Life is a cabaret, old chum, so come to the cabaret. Fratele mai mare al lui Thomas, romancierul s-a remarcat prin critica adusă societății germane, care a făcut posibilă prima conflagrație mondială. Ecranizarea romanului său, Profesor Unrat, sub genericul Îngerul Albastru, a făcut-o celebră pe Marlene Dietrich. Criticul literar născut de Marița Vișan, femeia din casa familiei Călinescu, a demonstrat că poate să și scrie, nu doar să analizeze ceea ce au scris alții. A reușit să se adapteze și schimbării de regim de după 1945, chiar dacă numele cronicii sale din Contemporanul a virat de la mizantropie la optimism. Descendent al unei familii de emigranți evrei din Rusia, violonistul și dirijorul născut la New York a primit cetățenie elvețiană și britanică, fiind înnobilat de regina Angliei. Romanele americanului s-au tipărit în 210 milioane de exemplare în 32 de limbi, semn că oamenilor le place din când în când să fie speriați. Genul în care a excelat Ludlum a fost thrillerul. Actorul cu profil de medalie a renunțat în 1997 la aparițiile cinematografice, dedicându-se exclusiv scenei. Versul eminesciane a fost aproape, nu credea să învețe a muri vreodată. Bolile mele îmi justifică ineficacitatea. De altfel e celebră vorba lui Pascal, care îi răspundea surorii sale când aceasta îi reproșa că nu se îngrijește. Spui asta pentru că nu cunoști inconvenientele sănătății și avantajele bolii. Nu le vom ști niciodată pe toate, important e să înțelegem ceva din viața asta.